preoților, împărăudaților, apostoli, Regelor Crusfis, Părinții noștri, Mare Doamne, Mișerar, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul, de Dumnezeu și Ioan, Gură de Aur, ale Sfinților Atanase, Chiriva, cel Milostiv Patriarhie, Alexandriei, ale Sfântului Nicon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor Crusfis, Părinții noștri, Nicolae, Amire, Mărnicii, Spiritualatului, Judei, Păcătorii de Minuni, care din Tera cel Mica, Iosif cel Nou, Iisub Iureș și Sava, Antimigriano, Iosif Mărcurii, Simbolul Gherase și Remonte ale tuturor Sfinților erat. Ale Sfinților, Slăvinților, Marilor, Mucenici, Gheorghe, Vântătorul de Biruință, Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Teodor, Tiro, Teodor, Stratil, Altima cel Nou, de la Suceava, ale Sfântului Sfinților, Mucenitor, Anapie, ale Sfinților, Mucenici, Nichita, Roman, Serghe și Vapu, Învălacu și Mopre, ale Sfinților Mărturisitori, Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri, Brâncovei, Constantin, Voievod, cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe, Filofeia și Tatiana, ale tuturor Sfinților, Unilor, Miruitor, Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievoși, Ștefan cel Mare și Nevoie Pasărat, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Purtătorilor Părinților noștri, Grigorie de Capunicul Nicodim, cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de la Preana Mărului, Paisie și Omenire Săvârșim, ale Sfinților Dreptilor, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, Părinților Sfinților, a căror Sfinte moaște se află în Sfântă Biserica aceasta spre chinare, de rugăm Ție, mulmilostive Doamne, auzi-ne pe noi, păi pe noi și care ne rugăm Ție și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru Nau Preasfințitul Arhiepiscopul nostru Ioachim și pentru toți frații noștri cei întru Domnul
Și am venit cu bucurie, cel puțin pentru a antama sărbătorile care s-au organizat în zilele acestea, pentru astăzi, pentru mâine, aici, la Târmănești, una dintre localitățile importante din punct de vedere administrativ și pastoral a eparhiei noastre a Romanului, față de care noi avem o atenție aparte, pentru lucrările care s-au făcut la toate locurile de închinare din această comună mare, față de preoții care desfășoară activitatea pastoral-misionară în aceste locuri, și aici poate că aș adăuga, ca o paranteză, este comuna unde s-a lucrat foarte mult la toate bisericile, în toate parohiile, și parcă s-au reînnoit mai întâi locurile de închinare cu tot ceea ce
le înconjoară ca ansamblu arhitectural sau misionar și ca o mărturisire în calitatea mea de achiriac al locului, sunt foarte bucuros pentru faptul că această hai a noirilor a fost îmbrăcată de către toți ceilalți care iubesc frumusețea casei lui Dumnezeu, conjugându-se, bineînțeles, eforturile credincioșilor, a preoților noștri rânduiți, pastoral și canonic în această parte a Eparhiei Romanului și Bacăului, dar mai curând a celor care sunteți și dați viabilitate acestei regiuni, este vorba de frățiile voastre, cardale de credincioși, care ați avut totdeauna că sunteți conștienți de lucrarea frăților voastre, conștienți de apelul Bisericii și conștienți de valorile noastre spirituale, mai curând, care întregeți patrimoniul nostru național și, deodată, patrimoniul nostru patrimonial, în sensul de vestigii sfinte, păstrate de la înaintașii noștri, pe care le reînnoim, le reîmprospătăm, le îmbrăcăm atunci când au nevoie cu haine luminate, ca fiind o sărbătoare pentru fiecare locar de închinare, cel care se reînnoiește în numele Lui Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi este motivată de faptul că și la această parohie s-au făcut lucrări de înnoire și ați constatat împreună cu Părintele Paroc că este necesar să se facă o capelă care să întregească ansamblu arhitectonic, am putea spune, a acestui colț al satului Dărmănești, dar este o necesitate nu numai să întregească frumusețea sau să armonizeze cumva cimitirul, ci a fost o necesitate și de comun acord cu Consiliul Parohial, părinții care sunt slujitori și au responsabilitate pastorală în această parohie, iată că s-a făcut încă un pas în ceea ce privește înnoirile acestei parohii sau în această parohie. Și am venit să binecuvântăm aceste roduri ale ostenerilor frăților voastre, pentru faptul că este totdeauna o osteneală când faci ceva, când lucrezi ceva, când redotezi un locaj de închinare, îl înfrumusețezi într-o manieră sau alta și acum, în fapt de seară, vom merge să dăm binecuvântare și să sfințim, să târnosim aceste lucrări care s-au făcut. Evident că tot programul nostru s-a organizat pentru ziua de mâine, însă în ziua Sfântului Teodosie de la Braz. Dar pentru faptul că în agenda mea misionară am foarte multe obligații și poate fac o paranteză prin a spune că acolo unde sunt eu, sunteți și voi care sunteți împreună cu noi pentru faptul că eu am totdeauna conștiința că port pe fiecare credincios și preot care îl am sub jurisdicția mea canonică și îi desfășoară activitatea sub ascultarea noastră, sub omoforul nostru oblăduitor. De aceea, de comun acord cu Părintele Protopop, cu Părintele Paroc, am venit de seara aceasta și am dat binecuvântare mai întâi ca pentru prima dată să fie aduse în biserica aceasta maștele Sfântului Teodosie de la Braz, care sunt așezate între alte sfinte maște, care sunt în dotarea Catedralei Arhiepiscopale de la Roma, maște care s-au așezat într-un frumos chivot, într-o frumoasă raclă de argint și împreună cu celelalte maște am rânduit ca să fie adus aici spre închinare, spre bucuria voastră duhovnicească și vor rămâne aici pentru zilele acestea de sărbătoare a parohiei Izvorul Tămăduirilor de la Dărmănești. Evident că totodată, pentru faptul că capela și tot ceea ce s-a făcut este numele Sfântului Teodosie și a Sfinților Martiri, Epictet și Astion, a cărui Sfinte Moaște din bunăvoința Sfinților și din rânduiala lui Dumnezeu au fost aduse în părțile acestea ale Moineștilor, poate unii știți, este vorba de Biserica de Lemn de la Spitalul de Moinești și Părintele Turcu, care este aici, a însoțit cu binecuvântarea noastră aceste Sfinte Moaște aici la Dărmănești, iată, s-au așezat spre închinare, pe care să le cinstiți după vrednicie, cărora să vă închinați cu credință și veți primi, evident, potrivit credinței, receptivității și deschiderii frăților voastre,
darul duhovnicesc de care avem atâta nevoie în viața noastră curentă, care este plină de tot felul de necazuri, plină de tot felul de primejdii, de tot felul de îndoieli, de instabilitate și așa mai departe. Atunci când intrăm în comuniune cu un Sfânt, atunci evident că Dumnezeu intră în comuniune cu noi. Pentru faptul că Sfântul respectiv a trăit comuniunea și viața în Hristos, evident că El este mesagerul rugăciunilor noastre la Dumnezeu și atunci păstrând comuniunea cu Sfinții și cu relicvele lor în care sunt impregnate Harul lui Dumnezeu sau energia necreată de care avem nevoie noi în vederea revigorării spirituale a fiecărui dintre noi, evident că aceasta ne pune în legătură cu Dumnezeu și atunci Dumnezeu transpare în noi ceea ce avem nevoie pentru hrana noastră, mai ales duhovnicească. Având-o pe aceasta, evident că vom găsi și pe cealaltă trupească și, știu eu, necesară pentru existența noastră pe acest pământ. Eu am venit să mulțumim mai curând Părintele Teru Alexandrescu și preoților care slujesc în această comunitate, în această comună mai mare, cărora, bineînțeles că Dumnezeu le va răsplăti potrivit receptivității și dăruirii fiecăruia. Și atunci, bineînțeles, când te dăruiești, înseamnă că faci o jertfă, faci o liturghie. Și noi spunem că toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dacă dăm viața noastră lui Hristos, îi dăm în același timp și necazurile noastre și celelalte supărări care le avem, pentru faptul că Hristos ne-a avertizat în lume, necazuri veți avea. Deci îndrăzniți că eu am biruit lumea. Noi biruim lumea atâta vreme cât avem conștiința că suntem purtătorii crucii lui Hristos, avem conștiința că purtăm viața de la Hristos ca dar, și deci purtând grijă de viața noastră în ciuda ostilităților, a necazurilor, înseamnă că îi dăm lui Dumnezeu necazurile noastre, crucile noastre, în același timp bucuriile noastre și tot ceea ce simțim noi ca oameni conștienți în această viață și care avem conștiința că mergem către limanul mântuirii cu ajutorul Duhului Sfânt, mijlocirea Sfinților, a Maicii Domnului și a celor care ne sprijină duhovnicește, părinții, frații noștri, unii pe altul, către acest scop final al vieții noastre. Felicitându-vă și binecuvântându-vă, rog pe Sfinții care sunt aici așezați ca Sfinte noastre, la care voi vă închina, să vă dăruiască pace și liniște, bâncuieri duhovnicești și după ce vom face un mic oficiu și ascultăm cuvântul Părintelui Protopop, ne vom duce cu toată dragostea și cu Sfintele noastre, așa cum este rânduit, în procesiune sfântă, la capelă pe care să o sfințim și în care să așezăm aceste odoare sfinte care le-am adus special pentru credincioșii din orașul Dărmănești. Ajută Dumnezeu! La prezenția voastră, la prezenții de Părinte Ioachim, Preacuvioase Părinte Eclesiar, Preacuceni și părinți împreună slujitori, stimate domnule primar, iubiți credincioși, aș dori mai întâi să mulțumim Bunului Dumnezeu cel Întreime Lăudat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pentru această seară minunată pe care ne-a oferit-o în dar, aici, în această comunitate cu oameni harnici și darnici, în această seară, în ajun de sărbătoare, Sfântul Ierarh Teodosie de la Bras, Sfântul Mucenic, Ierarh, cel care, alături de Maica Domnului, este ocrotitor al acestui sfânt locaș de închinare. Mulțumim în altă Sfinției sale, în altă Sfinției Părintele nostru Ioachim, în primul rând pentru că este alături de noi în această frumoasă, prea frumoasă sărbătoare și totodată pentru faptul că a dat binecuvântare ca cu acest prilej, în primul rând al Sfințirii Capelii închinată Sfinților Mucenice Lutești și Aschion, să fie aduse de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman Sfintele Moaște, așa cum amintiți și în Preasfinția sa, în care această raclă puteți cinsti atât pe Sfântul Mucenic Teodosie de la Bras, dar mai cu seamă pe Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva, ocrotitoare Moldovei și
a centrului nostru, eparhiei noastre, pe Sfântul Apostol Andrei, o părticică din Sfânta și de viață făcătoare Ducea Domnului nostru Iisus Hristos, de asemenea să avem această latură și deși știm că agenda nacăsiției noastre foarte încărcată au trebuit să fie efectuate câteva modificări pentru ca în această seară să fiți alături de noi. Mulțumesc de asemenea părinților împreună slujitori de aici, de la această biserică, de la această parohie și a tuturor celor care, așa cum ați precizat în apreasiția voastră, fac parte din cercul pastoral închinat Sfântului Mucenic Teodosie de la Braș, pentru că, ca o paranteză, vreau să precizez că fiecare biserică din cuprinsul eparhiei noastre cu binecuvântarea și grija apreasiției sale se găsește o părticică din moaștele Sfântului Mucenic Ierarh Teodosie de la Braș. Acest Sfânt Mucenic Ierarh este unul din cei 77 de ierarhi care, de-a lungul timpului, au stat pe scaunul religiosc de la Roma. Și cum este el prezent, am spus că în fiecare biserică se află o părticică din Sfintele sale moaște. Se știe, după rânduiala Sfintei noastre biserici, că Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se săvârșește pe Sfântul Antimis, fără de care nu se poate sluji Sfânta Liturghie. Iar în oricare Antimis, în Sfânt Antimis, se așează o părticică din moaștele unui Sfânt Mucenic. E bine, cu rânduiala lui Dumnezeu și cu binecuvântarea și grija în prezenției sale, toate Sfintele Antimise sfințite de când, acum 2 ani de zile, când Apreasfințitul a avut, iată, binecuvântare de la Dumnezeu să fie rânduit în scaunul arhiepiscopal al eparhiei noastre, a fost așezate moaștele Sfântului Mucenic Teodosie de la Braș. Și fiecare Sfântă Liturghie, așadar, prin eparhia noastră, este slujită pe acest Sfânt Artemis care are aceste Sfinte moaște. Dar în mod solemn, noi astăzi le-am adus aici cu prilejul acestei sărbători și ne putem închina în mod deosebit, atât cum am spus Sfântului Mucenic Teodosie, cât și celorlalți Sfinți. De aceea, cum am spus, am mulțumit Bunului Dumnezeu, ierarhului nostru și tuturor preoților, dar mai cu seamă Părintelui Toade și Părintelui Iustin, preoții slujitori de aici pentru lucrarea frumoasă, rodnică în via Domnului și din această pricină, din cauza acestei lucrări prea frumoase, am făcut demersul către Înapreasfințitul și Înapreasfinția sa a dat binecuvântare și a aprobat cererea noastră, ca în această seară, cu prilejul sfințirii acestei case mortuare, acestui așezământ, să fie decernată mai întâi o diplomă de excelență Părintelui Padre Alexandrescu pentru întreaga activitate desfășurată de până acum în poporul Domnului. Și în cele ce urmează, vă rog să-mi permite să dau citirea acestei diplome de excelență, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce își țin bine trecătoria să se vredicească de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc prin cuvânt și învățătură, acordăm slujitorilor vrednici din eparhia Romanului și Bacăului acest semn al dragostei și prețuirii noastre părintești. Astfel, credințându-ne că și-a deplinit chemarea de slujitor cu bună cuviință și vrednicie, conferim această distinție de excelență preacucernicului Părinte Toade Alexandrescu pentru bogată activitate pastoral-misionară, administrativ-gospodărească și social-filantropică desfășurată în cei 38 de ani de slujire preoțească. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-I dăruiască ani frumoși de slujire a Bisericii și a poporului drept slăvitor, încredințat spre păstorim. Semnează în Apreasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednic este? Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! În Apreasfinția voastră, întrucât Părintele Padre nu este singur aici și a avut un sprijin necondiționat și mereu aproape, în persoana Părintelui Iustin, fiul Părintelui Vader, un părinte vrednic, ascultător și bun slujitor al Sfintei noastre biserici, prin același demers am cerut și mulțumim în apreciție voastre că ați dat această binecuvântare arhierească, că astăzi, în această zi specială, solemnă,
să conferim, să conferiți, de fapt, Părintelui Iustin, prin această gramată chiriacală, distinția de iconost apropor, binecuvântarea chiriasă, prevăzută de articolul 144, litera C, din Statutul de Organizare a Sfintei Noastre Biserici. În cele ce urmează, voi da citirea acestei gramate chiriacale, dar îl voi ruga pe Părintele Secretar Eparhial să citească această gramată. Noi Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacărului, urmând credendură Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții cerciția noastră părintească, hotărând preacucernicului preot, Alexandrescu Iustin, de la parohia Izvorul Tăvăduirii Tărbărești, protopopiatul Voinești, județul Bacău, să-i se confere rangul onorific de iconom stavrofor, cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144, litera C, din Statutul de Organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Se semnează acest act întărit cu sigilul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului astăzi, anul Mântuirii 2016, luna septembrie, ziua 21, ca semn de recunoaștere a vrednicii sale în activitatea pastoral-misionale desfășurate. Rugăm pe Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-L întărească pentru slujirea Bisericii lui Hristos. Semnează în aprea Sfințitul Părintele nostru Ioachim. Porunci să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, cercetoatele cu înțelepciunele economisești și prin economia ta de pentru care lucrați în noastră, cel care pe înțeleptul econom, care bine a economisit de la Leodaca, au stăpân al casei, binecuvințează pe rogul tău acesta, preotul Iustin, spre a se face econom, stavrofor, împuternicește și întărește pe dânsul, ca cu credință în înțelepciune și cu bună plăcere, să-ți economisească lucrurile și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucuria celor ce bine au întreprinzat de astăzi. Cu rugăciunile și solicitările prea binecuvântate răsătoare de Dumnezeu, ale Sfântului Teodosie de la Braz, Sfântului Sfinților, a căror moaște s-au așezat în cinstiții lăsmașul acesta și al tuturor Sfinților Tăi. Că s-a sfințit, s-a preamărit în tot ce zici de mare cu izrăvire Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purpurea și în vecii vecilor. Amin. Smerenia noastră, prin Harul Tău, tot Sfântul Duh, te prohirisește pe tine, preacucerce Părinte Iustin, iconom stavrofor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Vrednic este.
domnul primar, iubiți credincioși, este un moment emoționant pentru mine și pentru întreaga noastră parohie. Diploma pe care mi-ați oferit-o în Noi Preasfințite, de excelență, de fapt, nu trebuie să o primesc eu, ci trebuie să o primească enoreașii mei. Cu adevărat, sunt excelenți că m-au răbdat și m-au suportat 38 de ani, așa cum scrie aici și cum știți prea bine și în Noi Preasfinția voastră. Și de aceea, mulțumesc mult Dumnezeu, mulțumesc din Noi Preasfinției voastre, pentru că, iată, m-ați onorat cu această diplomă și pe coslujitorul meu, cu un alt rang de econom stabilor. Și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă țină sănătos, de rugat în zile, încât să-l faceți economul să-l aducă, să-l faceți economul să-l aducă, că de fapt că zilele omului sunt 70 de ani. Noi ne permitem că am fost colegi de seminar la seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț. Și avem foarte multe amintiri. Știți, între colegi se permite, pentru faptul că dincolo de a fi ceva în slujirea bisericii, însă sufletele comunică, sufletele trebuie să rămână tinere, sufletele trebuie să fie cele care ne revigorează totdeauna tinerețea. Căci în biserică nimeni nu este bătrân, nu-i așa bătrân, ci cum? Tineri de? Toate vârstele. De toate vârstele, da. Nimeni nu este bătrân, n-are voie să zică bătrân. Și aici, bineînțeles, vede pe părintele care a primit crucea. Așa, am fost și eu surprinzător, dar faptul că părintele paroh știe activitatea părintelui, părintele Protopop, care este mâna mea prelungită aici, în interes, în părțile acestea ale eparhiei, simte și cunoaște activitatea fiecărui preot. Și, bineînțeles, eu totdeauna mă pliez atunci când în Protopop, un paroh de istorie, recomandă pe cineva, fie credincios, fie primar, fie notabil, care participă la viața biserică, cu toată dragostea noi le conferim, distințiile care, de fapt, stimulează, într-un fel sau altul, viața personală, dar și viața de angajament la viața consacrată, sau în viața consacrată a bisericii. Așa că, Părinte Alexandrescu, bine că ți-ai făcut un program. Programul este până la sfârșitul viacurilor, în permanente mișcare, și faptul că în prima ta ai fost un tractor, poți să adăugăm mai multe remorci în frăzina. Acum, din păcate, suntem foarte puține tractoare și multe remorci. Deci, Părintele este un tractor foarte puternic. Nu-l vedeți așa de mașcat din punct de vedere fizic, dar are o forță în duc. El era, ca să vă mai spun, nu v-a arătat carnetul de note de la seminar niciodată. A fost șef de promoție al anului 1969-1974, și a făcut armata la Iași. Și datorită acestei generații care este înaintea mea cu un an, datorită lor, i-au făcut armata la Iași și acolo la Iași, bineînțeles că preoții, adică viitorii preoți, erau în carturiță, în cazarmă, și evident că în noaptea Paștelui, toți au trecut zidurile unității și s-au dus la bisericile de prin oraș să cânte învierea. Vă imaginați la vremea respectivă cum soldații erau la strană, ca și astăzi preoții, și cântau cu cântăreții sau cu credincioși, soldați. Atunci era interzis. Și prin datorită lor, a doua generație care a făcut armată, ca să nu ne mai ducem la biserică, ne-a dus la cea mai îndepărtată unitate militară din țară, la Prelinda, și acolo, bineînțeles, ea unitate militară pentru cadrele militare, disciplinare. Dar în orice caz ne-a făcut datoria și atunci a fost timpul acela, dar a rămas, zic eu, a fost o experiență pozitivă sau negativă, dar în orice caz, noi care ne mai întâlnim în calitate de colegi pe vremurile aceea, ne mai povestim amintirile, pentru faptul că amintirile, nu-i așa, sunt singurul rai din care nu te poate izgoni nimeni.
De aceea vă sfătuiesc să aveți amintiri plăcute ca cea de astăzi a întâlnirii noastre, că acestea, pentru acestea rămâne paradisul sau constituit împreună paradisul și raiul către care tindem, nu așa? Părinții duhovnici vă învață totdeauna să nu să păstrați calea care duce către Împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu și noi mergem la capelă în continuare cu Dumnezeu. Sfințite stăpâne, binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Ca ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin.
din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care faci minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care văzându-te apele s-au temut și s-au tăburat adâncurile și mulțimea vuietului apelor, al cărui umblete se în mare și cărările în ape multe și pașii tăi nu se cunosc, care prin botezul unui a născut fiului tău celui întrupat și prin venirea preasfântului Dumnezeu asupra lui chip de porumbel și prin glasul tău cel părintesc ai sfințit curgerilor danule pe tine acum cu milință te rugăm și cu stăruință cerem noi nevrednici robii tăi. Trimite harul preasfântului Duh peste apa aceasta și cu cerească ta binecuvântare, binecuvintează-o, curățește-o, sfințește-o și dăruiește harul și binecuvântarea Iordanului și puterea care curățește toată întâlnăciunea și care vindecă toată neputința și aruncă demonii și toate uneltirile și cursele lor. Și cu puterea, cu lucrarea și cu harul preasfântului Duh, arată-o a fi tuturor robilor tăi care cu credință o vorbea, o vor lua, se vor stropi cu ea, să le fie spre iertarea păcatelor, spre depărtarea patimilor, alungarea tot răul, spre mulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea caselor și a capelei acestea care mărtoare, care s-a construit în numele sfinților Epitet și Astion, spre alungarea de la dânsa a tuturor duhurilor perzătoare și răufăcătoare și spre apropierea harului tău. Că tu ești cel care binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Ție, Doamne, că ești Sfinția noastră și ție slavă înălțăm, dar preună și Părintelui tău, celui fără de început, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul părinților noștri, căruia a fost bineplăcută și bineprimită vărsarea unde lemnul pe care l-a turnat Iacov pe piatra, pe care a pus-o stâlp și a numit-o casa lui Dumnezeu, te rugăm. Caută și acum cu milă la unde lemnul acesta. Binecuvintează-l, sfințește-l cu cerească ta binecuvântare și de puterea Harului Preasfântului te duc ca toate câte spre slava ta se vorunge cu el, să fie sfințite și binecuvântate și bine plăcute și bine primite. Îndurările unui a născut Fiului tău, care binecuvântate și preasfântul și bunul de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Binevoiește, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, să fie apărat locul acesta cu semnul cel înfricoșător, cu puterea crucii tale, spre slava ta, a Dumnezeului nostru, celui care s-a răstignit și a Părintelui tău, celui fără de început și al Preasfântului Duh. Să se depărteze de la el toată puterea cea protivnică a diavolului. Ca ta este stăpânirea, puterea și slava
a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristof de Sfințire, cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, cel întreime lăudat, s-au încheiat lucrările de zidire a așezământului cultural duhovnicesc închinat Sfinților Epictet și Astion din parohia Dărmănești, protopopiatul Moinești. Orașul Dărmănești este o veche așezare răzășească, situată în depresiunea intramontană Comănești-Dărmănești, din grupa centrală a Carpaților Orientali, pe vările Trotușului și Uzului, cuprinzând și zona de confluență a celor două râuri. Existența unui locaș de rugăciune închinată Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva. Despre noua biserică de zid o însemnare, pe un vechi ceaslov amintește de ziua în care s-a târnosit Sfântul Locaș, vineri 20 aprilie 1845, odată cu prăznuirea hramului Izvorul Tămăduirii. Vitregiile vremii și-au pus amprenta peste zidurile bisericii, fiind necesare din timp în timp intervenții de restaurare, consolidare și înfrumusețare, ultima slujbă de resfințire fiind săvârșită de către noi, în data de 20 septembrie 2009, în urma lucrărilor de înnoire ce s-au făcut de către Părintele Paroc Toader Alexandrescu. Din anul 2011, cu binecuvântarea noastră, a fost demarat un nou proiect de zidire a unui așezământ social filantropic pus sub ocrotirea Sfinților Epictet și Astion. În cadrul așezământului care completează ansamblul eclesial al parohiei Izvorul Tămăduirii Dărmănești, s-a amenajat o capelă mortuară, o sală de mese și o bucătărie dotată cu cele necesare. La interior, capela mortuară a fost pictată în tehnica fresco și s-a realizat mobilierul din lemn de stejar, iar pe frontispiciul exterior a fost așezată o icoană în mozaic, reprezentând pe ocrotitorii așezământului, Sfinții Epictet și Astion. La această frumoasă lucrare, realizată sub coordonarea preoților Toader și Justin Alexandrescu, au contribuit cu efortul material și financiar enoriașii parohiei, alături de Consiliul Local al Primăriei Dărmănești, precum și oameni de bine ce au dorit să-și înscrie numele în rândul ctitorilor înnoitori. Din milostivirea lui Dumnezeu, astăzi, miercuri, 21 septembrie, anul Mântuirii 2016, efortul tuturor depus de fiecare se vede încununat prin săvârșirea slujbei de sfințire de către noi Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La acest moment de sărbătoare au fost prezenți preacucernicul preot Costel Mareș, protopop al protopopiatului Moinești, alături de un sobor de preoți, domnul primar inginer Constantin Toma, oficialități locale și numeroși credincioși. Cu acest prilej a fost adusă racla cu părticică din moaștere Sfintei Cuvioase Parascheva și a Sfântului Ierarh Teodosie de la Braz, aflate în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Parascheva din Roman și ale Sfinților Epictet și Astion din Biserica Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Spitalul Municipal Moinești, fiind cinstite cu evlavie de către poporul drept slăvitor. Scrie, Doamne, în Cartea Vieții pe iubitorii locașului Tău ce sfânt, veșnică fie pomenire ctitorilor înnoitori. Semnează în al preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Înțelepciune drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin aleșii Tăi, părinții noștri, din neam în neam, ai poruncit ca cel mort să se împodobească frumos, precum odinioară Iosif, și să fie așezat în sicriu ca pe un catafalc într-o cămară, precum Tavita din Iope a fost așezată în camera de sus,
și acum te rugăm. Binecuvintează această capelă, care s-a ridicat prin osârdia credincioșilor tăi din această parohie, precum și pe toți care au construit-o, sfințită cu venirea preasfântului și de viață Făcătorul tău Dumn, ocrotitor avându-o pe sfinții mucenici Epictet și Astion, în care vor fi depuse trupurile celor adormiți în așteptarea întoarcerii lor în pământul din care au fost alcătuiți și în care se vor arde mirodenii plăcute, mirositoare pentru rugăciunile și jerile. Iartă-le lor toată greșeala cea de voi și fără de voi și dăruiește împărăția cerului după faptele și credința fiecăruia, că pe tine te laudă toată făptura și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Se binecuvintează și se sfințește capela aceasta prin venirea preasfântului și de viață Făcătorul de Duh asupra ei, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu un de lemn sfințit, în numele Tatălui Aline. Și a Fiului Aline. Și a Sfântului Duh. Aline. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău, poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care a așezat în cerul cetele oștere îngerului și ale arhanghelilor spre slujba slave tale, fă ca împreună cu intrarea noastră în așezământul acesta să fie și intrarea Sfinților Îngeri, care împreună cu noi slujești și împreună slăvezi bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și îngrăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește capela aceasta cu icoanele zugrăvite într-o dânsa, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui. Amin. Celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asura celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește ca să vedem mie ca zi.
parohie acesteia cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem dosologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca o milostii plinește totdeauna dorințele noastre ale tuturor. Cu de adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Te-ai ascultat cu milosivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și ne-ai arătat în urmarea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Și a celor ce sunt pe mare departe, milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv, iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărei milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur pe niște rog netrednici, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost revărsate asupra comunității acestea, asupra orașului acestuia, asupra preoților slujitori, asupra noastră tuturora care ne rugăm și suntem de față și a tuturor acelora pentru care ne rugăm și sunt absenți pentru rațiuni binecuvântate. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși când de înainte te mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primit până acum rugăciunile robilor tăi, și cu milostivire i-a învrednicit ale să împlini cererile, așa și de acum înainte. Învrednicește-i, Doamne, a sporindu-l dreapta credință, în dragostea ce către tine și ce către aproape și într-o toate faptele cele bune și a dobândeare tale pe defaceri, împreună cu tot credincioșii robii tăi. Mântuiește, Doamne, comunitatea aceasta de toată reaua întâmplare, dăruiește cetățenilor ei și credincioșilor noștri pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna a grăit și a cântat ție și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru, Sfântătorului de bine în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! În ar prea Sfinții de Stăpâne, binecuvântați! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, rugăciunile Sfinților Martiri, Epictet și Astion, a căror sfântă pomenire facem și care sunt ocrotitori acestui așezământ, ale Sfinților Drepturilor Dumnezeu și Părinților Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne fără noi. Amin.
La preasfințitului părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dă-i, Doamne, viață lungă, bună sporire în propovăduirea cuvântului, pe calea mântuirii și-l păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Prestăpânul și arhiepiscopul nostru, Doamne, păzește! Doamne, păzește! Într-o mulța, într-o mulța, într-o mulța să plângem. Preacuvioșilor și preacucernicilor părinți prezenți la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, viață lungă în pace cu sănătate, bună sporire întru toate și păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Într-o mulță, Domnul, tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Va fie viața numai lumină, doar lumină să ne luiți, pentru credință și mântuire. Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Fiți credincioși, vă felicităm încă o dată pentru răbdarea voastră și pentru faptul că ne-a așteptat Dumnezeu ca să terminăm slujba, ca să vină picăturile de ploaie, probabil încă dorite, deși a mai plouat majoritatea zilele acestea, dar acestea sunt picături de binecuvântare și de har. Pentru faptul că nu-i așa, noi am stropit cu aghiazmă, dar n-am fost peste tot. Dumnezeu o să trimite picăturile sale peste toată întreaga lucrare, felicitându-l încă o dată pe Părintele Toader și pe toți cei care au contribuit la această frumoasă lucrare. Acum noi o să mergem, poate unii n-ați intrat deja în capela aceasta, deci o să mergem să ne închinăm din nou la cele voastre. Și data aceasta vă vom... Și cu crucea ta păzește pe poporul, mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Sfântă Maică cu o sârnie s-a mântuit ce după aceasta și cu îngerii împreună se bucură.
Să ne suflet, ne lucru cel necurit.